Echipa de handbal feminină a Ploieștiului continuă chinul în Liga Națională, a rămas doar cu campionatul după ce a părăsit cupele europene. Mâine, jucătoarele antrenate de Daniel Gheorghe se vor deplasa la Măgura Cisnădie pentru etapa 8 a Ligii Naționale. Dacă sezoanele trecute Ploieștiul era favorit în fața Măgurei, din acest an situația s-a schimbat. Gruparea Ardeleană se bate la primele locuri ale clasamentului, în timp ce formația ploieșteană a fost condamnată de propria conducere să se mențină ultima în România. La ascensiunea gazdelor a contribuit și CSM-ul care a trebuit să se desparte de un lot întreg din cauza problemelor financiare. Din fosta echipa a Ploieștiului, cele mai multe handbaliste au ales și Znădia. Portarul Dragica Tatalovici, Interul Nicoleta Tudor și pivotul Oana Petrei sunt piese de bază ale Măgurei, iar mâine după amiază vor evolua împotriva clubului la care au fost până acum câteva luni. De altfel, majoritatea fostelor componente ale echipei ploieștene au ales să evolueze în campionatul românesc. Doar antrenorul Neven Hrupeț și Interul Marina Dmitrovici își Continuă activitatea în Polonia, respectiv Ungaria. În ierarhia națională, măgura ocupă locul 4 cu 13 puncte. iar CSM ploiește este pe 14, ultimul loc în clasament cu minus 3 puncte.